Singur, grație Domnului. Și... Înotul este unul dintre cele mai practicate sporturi, mai ales în sezonul estival. Practicată ori la piscină, ori în mare, acest gen de mișcare aduce reale beneficii, atât pentru sănătatea fizică, dar și pentru cea emoțională. Întărim sistemul imunitar. Aici putem dezvolta sistemul osos, sistemul cardiorespirator, partea musculară. Practic este singurul sport care, când îl practicăm, dezvoltăm tot ce înseamnă musculatură a organismului, toată musculatura organismului. Ce să spun, la copii, socializarea, care este foarte importantă. Instructorii de not atrag atenția celor care merg în concediu pe litoral să aibă mare grijă până unde se aventurează în larg. Copiii, în special, trebuie să poarte aripioare și să fie supravegheați în permanență. Una este notul la piscină și una este notul în mare sau în apă curgătoare. Eu recomand să nu ne avântăm, cum ne spun și salvamarii, chiar dacă suntem înotători, și asta o spun din experiență, când practicam notul de performanță, eram mai în tinerețe, ca să zic așa, și ne mai avântam noi așa după geamandură și ne mai lua câte puțin curentul, deci nu e de joacă. Notăm până la geamandură, până unde îți pune salvamarul, asemenea și la apele curgătoare. Lumea se neacă, unul, de panică, în primul rând, și că se aventurează în larg. Cei care încă nu știu să înoate, fie că este vorba de copii sau adulți, au toate șansele să învețe să se descurce în apă în doar câteva săptămâni, mai ales dacă urmează cursuri cu instructori profesioniști.